Domnul profesor, e frumos să ne amintim, să nu se piardă amintirea. La nimica și-a fost bun și frumos și la și-a fost greu și rău, că tragem învățăminte din toate. Așa trebuie. Povestea dinozaurilor e lungă, că e de mult. Când au trăit pe meleagurile respective vremuri îndepărtate. Și descoperirea lor tot de mult de la Baronul Nopția, de care amintirea dumneavoastră. Eu la fel, cum ziseră, nu l-am cunoscut, că n-am avut când să-l cunosc. Dar de la localnici, de la bătrânii satului, știam că el a fost primul care a umblat pe deal după așa ceva, după oase. Când l-au întrebat oamenii, Măria sa, ce găsiți pe aici? Oase de animale uriașe. Dar la oameni au rămas atâta, că oase de uriaș. Marco! Polo! Nu mai e frumos și Hai, ia și mie și patru ăla, uite, ia-te. Mă impregnez pe ăsta. Bine că nu le-ai aruncat. E sărăt de prins cam. Asta e... Ce? Am și mie din rucsac niște superbi. Zic eu unde e. Ne aflăm în partea de nord-vest a bazinului Hațeg, în localitatea Boița, unde am întâlnit aceleași tipuri de depozite, aceleași sedimente ca în alte situri mai bine cunoscute din zonă, cum ar fi situl cu cuiburi de ouă de dinozauri de la Tuștea. Sedimentele sunt foarte fine, astfel încât și aici, cum au putut face și la Tuștea, au acoperit cojile de ouă, fragmentele de ouă, în poziția în care ele au fost depuse, astfel încât acum le găsim și aici sub formă de cuiburi, un lucru tipic acestei zone din bazinul Hațeg. Sedimentul este, ziceam, unul foarte fin, depus în urma unor inundații, la ieșirea din matcă a unor râuri, alături de
coji și fragmentele de ouă, am mai găsit și câteva fragmente de oase și ele îngropate în urma acestor inundații. Pe lângă oasele mari, o parte din acest sediment va fi sitat, pentru că sub microscop putem întâlni și oase ale unor vertebrate mai mici, cum ar fi amfibienii, șopârlele, șerpii, peștii sau chiar dinozauri carnivori, ai căror dinți mici nu pot fi văzuți cu ușurință cu ochiul liber. Acest sediment va fi încărcat în saci, procesat în laborator, sub microscop și vom încerca să găsim cât mai multe resturi ale vertebratelor, ziceam, atât dinozauri, cât și altele care au trăit alături de aceștia la sfârșitul Cretacicului, acum aproximativ 70 de milioane de ani. De America, în general. Ia, hai să ne alungăm toată. American Dad? Acum că sunt tu, că apoi... Suntem la Tuștea, primul loc din România unde acum aproape 30 de ani, să fac la anul, au fost descoperite întâmplător primele ouă de dinozaur. Aici era o râpă, un perete vertical, care expunea foarte clar secvența stratigrafică, din care acum aproape nu se mai cunoaște nimica. Resturile, cuiburile, au fost găsite în asemenea soluri fosile. E clar că dinozaurii, noi credem și avem toate dovezile să spunem că erau hadrozauri, era Telmatosaurus, își săpau aici cuiburile și depuneau în grupuri mai mari sau mai mici ouăle care timp de circa 66 de milioane au stat în aceste cuiburi, au eclozat, din ele au ieșit pui. Unii pui nu au avut șansa de a supraviețui, au murit curând după ce au ieșit din ou, le-am găsit resturile lor scheletice, alții, bineînțeles, așa cum fac cei mai mulți dintre pui, s-au îndepărtat de pui, dar ce este interesant, după o perioadă în care au stat în cuib sub supravegherea mamelor. Aici ar trebui să găsim și elemente alunecate din ceea ce anumeam, uite cum sunt acestea. Astea sunt calcăreturile, concrețiunile calcaroase formate în solurile fosile. Deci, să văd, ele sunt destul de alterate, au stat într-un material probabil după o ploaie și au devenit friabile. De obicei, ele sunt destul de consistente, destul de dure. Ia, ce mai am găsit aici? Fragmente de claste, foarte multe claste din conglomerat, cuarțite, elementele astea care constituiau. Aceștia sunt nodulii calcaroși care se întâlnesc în cuprinsul marnelor nisipoase, roșietice, cărămizii și care reprezintă, cum spuneam înainte, soluri fosile. Formate, sigur că da, în zona de luncă a râului și care au evoluat către formarea solului în perioadele de uscăciune, de ariditate a climatului. Unisică șansă s-ar putea să găsim chiar coji de ouă.
foarte mică. De fapt, sericit. Foițe de-astea foarte mici, de mică. Asta îți arată că a fost un mediu acvatic de mică adâncime în care astea au flotat, au plutit și, pe urmă, s-au depus, s-au acumulat în soluri, care sunt altă categorie de roci aici frecvente, nu ai această mică. Asta este zona în care s-au găsit resturi de Hatzegopteryx. Așa cum, dacă te uiți cu atenție, poți să vezi fragmente de-astea calcaroase, care pot să fie fost dintr-un mic os, pot să fie o coajă de ou, foarte frecvent se întâmplă asta. În mediul ăsta, un mediu de luncă inundabilă, care în momentele când erau viituri, mai mari sau mai mici, se extindeau, debușeau pe maluri un pic și împingeau materialul ăsta fin, canale verticale, care sunt săpate într-un mediu de ăsta umed, mlăștinos, așa, de către diverse animale mărunte, vieri mărunții, mici melci, care sapă canale, stau în fundul lor și captează în canalul ăsta, captează substanțele nutritive mărunte, care plutesc în apa aia puțin adâncă. Deci stau puturoși acolo pe fund și captează. Și după ce se consolidează roca, rămân canalele astea sub forma unor tuburi, mai mult sau mai puțin, sinuoase, drepte, vezi? Astea sunt burrows-uri sau canale perforate. Vezi, aici materialul este nisipos. Aici e chiar zona de râu, de albia râului. Dar, în orice caz, tot așa, pe marginea lui, unde se acumulează sedimentele astea destul de bine sortate, adică toate sunt fine, sunt nisipoase, un nisip și cu multă materie argiloasă, dar e cu totul alt mediu decât ăla. Ăla era de luncă, ăsta e de râu. Mediile astea de depunere a sedimentelor și bineînțeles că în funcție de asta este și modul în care întâlnești oasele. Oasele într-un mediu de ăsta de râu le găsești foarte fragmentate, rupte de dinamica curentului. Când le găsești pe luncă, uneori, nu totdeauna, ele sunt mai întregi. Dacă ele au flotat, dacă ele au plutit, dacă ele, energia a fost așa de mare încât le-a ținut la suprafață și le-a depus în zona asta. Și atunci sunt mai puțin fragmentate decât sunt în mediul ăsta, chiar din centrul râului. Asta se numește tafonomie, condițiile de îngropare și de evoluția lui până ajunge să fie îngropat.